În acest videoclip voi prezenta câteva operații legate de înregistrarea producției în programul de contabilitate SAGA. Voi alege de data aceasta societatea comercială Amanda. Aceasta este o societate comercială cu răspundere limitată, care are cod CAEN 4776 și reprezintă comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor. Și astăzi vom înregistra câteva operațiuni de intrări, obținere, producție simplă și vânzări. Avem doi furnizori, Floris și Marga Flores. Un furnizor este din Iași, altul din Vaslui. De asemenea, avem doi clienți, Autosoft SRL și Alfa SA din Vaslui. Sunt înregistrate câteva articole, burete floral, panglică decorativă albă, roz, vas ceramic alb, FA, beta, soluție pentru menținere flori. Și în continuare vom merge la operațiuni de intrare. Vom adăuga o nouă factură care are numărul 751. Societatea comercială de la care noi astăzi cumpărăm se numește, vom selecta din baza noastră, Marga Flores SRL. Data scadentă a plății este 6.6.2023. Salvăm și adăugăm ceea ce am achiziționat. Este o materie primă, se numește trandafir alb. Nu este acest articol introdus, îl introducem acum, unitate de măsură bucată. În categoria materiilor prime, salvăm și continuăm la intrări. Cantitatea achiziționată este 100. TVA, după cum observăm, este 19%, prețul unitar 1,7 și s-a calculat valoarea și TVA. Salvăm, adăugăm un alt produs, materie primă, se numește trandafir roșu. Nu este adăugat, îl adăugăm acum, unitatea de măsură bucăți, salvăm, continuăm, TVA 19%, cantitatea aprovizionată tot 100, prețul unitar 1,9 și se calculează automat valoarea și TVA. Salvăm, adăugăm o altă materie primă, crizantemă. Mergem la articole, salvăm acest articol nou. După ce validăm, se completează și partea aceasta. Continuăm, achiziționăm 200 de bucăți la prețul de 1,5 lei bucata. Se calculează celelalte valori automat. Salvăm, adăugăm lalele galbene. Articolul este nou, îl adăugăm, salvăm, continuăm înregistrarea la intrări, cantitatea 200, preț 1,4, se calculează, salvăm și mai avem de adăugat germini. Și acesta este un articol nou, îl adăugăm. După ce am adăugat, ne întoarcem la intrări, scriem cantitatea achiziționată, 100 de
fire de bucăți la 1,3. Salvăm și validăm. Tipărim. Vizualizăm operația, nota de recepție aferentă. Ieșim și mergem mai departe la operații în meniul principal, apoi selectăm producție. Avem aranjament tip A. Adăugăm aranjament tip B. Este un alt articol. Unitatea de măsură bucăți, produs finit. Salvăm, mergem la rețetă și adăugăm denumirea articolului. Pentru a realiza activitatea aferentă rețetei, trebuie să vedem ce conține un asemenea pachet. Pachetul are un burete florat cantitatea o bucată, salvăm, ne întoarcem la cantitatea de raportare a descărcării de gestiune, vom nota 1, adică rețeta este pentru un singur produs, mergem mai departe, adăugăm, tot în categoria materiilor prime, panglică decorativă albă, la bucăți 0,2, salvăm, mergem mai departe, adăugăm trandafir roșu și în acest caz cantitatea este reprezentată de 3 bucăți. Salvăm. Adăugăm trandafir alb, tot 3 bucăți. Adăugăm crizanteme, vom avea 5 bucăți. Lalele galbene, selectăm. La bucăți avem 5 bucăți. Salvăm, ne întoarcem la crizantemă, modificăm eroarea, corectăm eroarea, că avem 5 bucăți. Am corectat, mergem mai departe. Adăugăm germini. Cantitatea o bucată și de asemenea un vas ceramic beta o bucată. Am adăugat, salvăm și avem și rețeta. Ieșim. La producție, la aranjament de tip B, cantitatea aferentă este de 20 de bucăți.
prețul prestabilit nu îl calculăm, se va calcula automat, salvăm. Prețul, suntem siguri că nu dorim să completăm prețul prestabilit. Apare fiecare materie primă pentru cantitatea de 20 de bucăți, conform rețetarului. Și am finalizat acest lucru.